Vineri, 12 septembrie, începând cu ora 16:30, a avut loc conferința județeană extraordinară a PSD Suceava, la care au fost prezenți 885 de delegați din toate organizațiile locale din județ, aceștia votând pentru desemnarea lui Victor Ponta, drept candidat al PSD pentru funcția de președinte al României. Evenimentul a fost programat într-un sistem de videoconferință la care au fost, pe lângă socialdemocrați, și liderii suceveni IPC, PLR, UDMR, UNPR și PPDD. În tabloul candidaților care vor intra în cursa electorală, există un candidat care astăzi este încă candidat nedesemnat, după această ședință va fi desemnat, un candidat care este adeptul dialogului, al unui dialog constructiv. Este un om care vine dintr-o zonă și dintr-o perioadă în care imixtiunile acelea politice și greoaie care ne încurcau în expresia publică nu le mai cunoaște. Motiv pentru care eu nu sunt disperată. Eu și în turul 2 voi avea pe cine să votez. Nu pot în acest moment decât să vă felicit pentru un candidat viabil pe care îl aveți și care este probabil cel mai de succes exponent al partidului de până acum, și nu pot decât să vă felicit și îmi doresc să pot intra liniștită în turul 2 al alegerilor prezidențiale, știind că am pe cine să votez. Sigur că ne gândim cu toții la momentul noiembrie, atunci când o să avem cu siguranță o veste bună. Traian Băsescu nu va mai fi președinte. Asta e prima veste bună și e sigură. Cealaltă veste bună, pe care sper să o avem cu toții, să reușim într-adevăr să facem o schimbare, o ruptură față de acești ultimi 10 ani și mai ales față de ceea ce s-a întâmplat în acești 10 ani, să nu mai fim o societate în care de la vârf, de la președinte în jos, să se propage dezbinarea. Să se propage ura, lupta unei categorii sociale împotriva altora. Avem o echipă aici. PSD, UNPR, PC și mai nou PRL, PLR, care suntem convinși că pe 16 noiembrie va fi pe primul loc. Dumneavoastră sunteți echipa mea și sigur că îmi doresc extraordinar de mult și aici la Suceava și în toată țara să fim cu adevărat pe primul loc. Pentru că asta înseamnă că am făcut și ne facem datoria față de cei care ne-au votat în 2012. Eu, personal, în numele Partidului Conservator, vă mulțumesc, vă urez mult succes și am foarte mare încredere că și la Suceava o să câștigăm. Victor Ponta va fi cu siguranță președinte. Pentru candidatura la președinția României, după cum știți, Partidul Liberal Reformator are candidat propriu. Dar trebuie să demonstrăm că putem face o campanie civilizată, fără a ne jigni, deși în politică se mai practică și treaba asta, dar propun colegilor parlamentari, respectiv dumneavoastră, să putem demonstra celor care ne-au ales că drumul poate să fie împreună, bineînțeles cu opțiuni diferite. Vă urez un succes și o colaborare sănătoasă pe viitor. Sunt de acord cu toți cei care au spus și cu colegul Cezar Cioată, cu domnul deputat, că trebuie să scăpăm de mizeria care a tras ca într-un vârtej țara asta noastră până acum, dar în continuare trebuie să nu ne limităm doar la atât. Să avem grijă de proiecte, să le construim și să le ducem la îndeplinire. Eu am încredere în dumneavoastră, am încredere în Cătălin Nechifor, pe care îl cunosc și cu care am un dialog foarte util, foarte fertil. Suntem mândri că domnul Victor Ponta, un fost lider al unei organizații politice de tineret, va ajunge președintele României. Ar fi pentru prima dată după 89 când s-ar întâmpla acest lucru. Suntem mândri să fim alături de PSD și de domnul Victor Ponta. O Românie mai unită, o Românie mai curată, o țară în care cu toții ne dorim să trăim. Acesta este mesajul nostru cu care o să mergem la fiecare sucevan și o să-l transmitem. Avem un țel comun. Victor Ponta, președinte! În discursul susținut în fața delegaților de la Congresul Județean Extraordinar al PSD, președintele Cătălin Nechifor a ținut să sublinieze faptul că PSD a evoluat atât la nivel județean cât și la nivel național. Politica, în general, se poate înțelege, se poate
dacă vreți, analiza din punct de vedere științific pe baza trendurilor, pe baza acelor evoluții de creștere, de stagnare, de scădere. Și vreau, chiar dacă câteodată e greu de spus, influența unui partid sau altuia într-o conjunctură politică, într-o coaliție politică, vreau să facem un scurt remember, dacă vreți, la locale. În 2012, scorul politic obținut de către organizația noastră la pachet cu PNL-PC a fost de circa 44% la nivel de județ. Cât a fost influența PSD, dumneavoastră o știți. Cât a fost influența PNL, la fel o știm. Ei bine, de la acel moment ne-am dus la alegeri parlamentare în toamnă la un scor politic cu 5 în față, undeva spre 53%, deci am avut o creștere importantă tot pe formatul USL, la care sigur s-a raliat și UNPR la acel moment dat, într-o alianță electorală mai importantă. Și de la 43-44 ne-am dus la 53%, la fel știind foarte clar influența pe care a avut-o fiecare partid în parte. A fost momentul adevărului, ca la fotbal, clasamentul adevărului, momentul alegerilor europene, când, după deciziile din februarie-martie, când Crin Antonescu și-a retras partidul de la guvernare din USL, și atunci, într-o muncă importantă, pentru că a fost o competiție nu tocmai simplă, cu foarte multă implicare, cu foarte mult verb politic, am reușit să mai colegi un scor foarte important, singur de asta dată, împreună doar cu partenerii din PC și UNPR, fără PNL, și anume 40%. Și așteptările sunt în continuare foarte mari, pentru ca noi, România, să avem garanția că Victor Ponta va fi președintele românilor, va trebui ca la Suceava să demonstrăm clar că Suceava votează Victor Ponta, că Suceava clar își dorește un președinte aplicat și aplicat către nevoile românilor. Și, cum vă spuneam de la bun început, pe această teorie a trendului, practic evoluția crescătoare a Partidului Social Democrat la Suceava și în România a continuat să meargă în sens pozitiv. Chiar și în condițiile în care guvernăm de 2 ani și jumătate, chiar și în condițiile în care sunt dificultăți mari și le știm și le înțelegem, pe care vreau să le explicăm mai bine electorilor noștri, chiar și în aceste condiții creșterea e importantă și, dacă vă uitați în ultimele sondaje de opinie, Victor Ponta e de departe cel mai bine plasat în sondaje de opinie. În turul întâi sunt sondaje care ne dau undeva în zona de 40%, mult în fața altor candidați. Și evident, vedeți cum arată și fotografia de final, turul 2, atunci când evaluările între Victor Ponta și Klaus Iohannis ne arată, dacă vreți, o distanță de vreo 10%, ceea ce înseamnă că putem câștiga președinția României, că putem da un proiect important pentru România. În tot acest timp, de la Alba Iulia, președintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, s-a adresat Congresului precizând că socialdemocrații au nevoie de peste 5 milioane de voturi pentru a da președintele României, el întrebându-i pe delegați dacă sunt în stare să le obțină.